Am revenit în bucătărie, am tocat ceapa, o pregătim pentru umplutura pentru chiroște. Așa că ceapă, cartofi și brânză de ulei frământată. Hai să o dăm la frământat. Miroase foarte bine și arată foarte bine. Doamne, cum miroase! Ceapă, cartofi, cartofi fierți și răciți și brânză de oi frământată. E o nebunie! Nu știu cum rezist până la final, până când să fierb chiroștele. Trebuie să gust un pic, că mor. Așa e când te sună mama și îți spune că face chiroște cu brânză, cartofi și o ceapă. Oriunde te afli, te urci în mașină și vii, că nu reziști. Mama m-a sunat că face chiroște cu brânză și cu cartofi și cu ceapă. Dar credeți că am rezistat să nu mă bag eu la bucătărie? Ea le face de obicei, dar ea nu mă pomenește ce ar vrea să facă și eu vin și o ajut la făcut. Că altfel, nu știu cum v-aș arăta rețetele de aici la mama, din cămara Angelicăi, din cămara mamei, dar de fapt este și cămara mea. Umplutura s-a omogenizat foarte bine, s-a pătruns cartoful cu brânza și ceapa verde. Acum e gata și pregătim aluatul ca să o putem să umplem. Aluatul e aproape gata. Eu un aluat normal fără drojdie, este doar apă, făină și puțină sare. Nu trebuie să fie nici foarte moale, dar nici foarte tare. E potrivit. Foarte subțire. Tot timpul trebuie să dai cu făină sub foaie, deoarece tinde să se prindă de masa de lucru și atunci o să fie foarte greu să dezlipești și să faci chiroștelile. Dacă și la voi se face la fel, aștept să-mi lăsați un comentariu în secțiunea de comentarii aici la acest filmuleț, să-mi spuneți cum faceți voi chiroștile. Știu că în alte părți se zice colțunași, dar noi să spunem chiroștii. Așa că lăsați-ne un comentariu să vedem și noi cum se face la voi. Cu ce le mai umpleți? La noi doar cu cartofi și brânză. Sau în zile de post se fac doar cu cartofi. Așa. Facem pătrățele. După care le umplem cu brânză și la final le închei. Apoi le pregătim la fier, pentru că apa este în ceaun pe plită și deja e pregătit pentru fierbere. Le pregătim de tăiat, facem niște pătrățele frumoase și tragi cuțitul dintr-o dată, pentru că altfel riști să tragi aluatul. Și cuțitul, dacă nu e ascuțit bine, la fel nu faci treabă foarte bună. Facem așa ca un melcișor frumos aici, colț la colț, împingem umplutura să ne asigurăm că nu iasă afară și o facem ca o pernuță,
Ia să vedem. Să vedem dacă mi iasă. Mami, iasă foarte bine. Ce ziceți? E bună, nu? Așa. Aranjate, soldăței. Am făcut una și cu furculița, am lipit-o, vedem cum va ieși. Eu zic că le-am lipit foarte bine cu mâna, de acum mai are puțin și fierbe apa și le băgăm la ceaunel și apoi cu smântână și la stomac. Am lăsat chiroștile la fiert. Ce să fac între timp? Am venit să vă cânt un pic. Am venit să vă arăt opșina Bucovinei, opșina mare pe care mă aflu și mi-aș dori din toată inima să o vedeți cu toții, dar din păcate nu știu dacă e chiar posibil să urcați cu toții până aici să vedeți cât este de frumos. Dar urmărind acest clip, eu zic că vă veți simți exact așa cum mă simt eu, prezenți aici, în acest loc. Soarele își duce lumina, hoța nu traiu, opi opcine în Bucovina, unde începe raiu. Pe poieni în miresmate, lângă cer aproape, unde ciutin fiorate, vin să se adapi. Chiar din necopil când crește, codru este dragul, din viață nu-i lipsăște calul și baltagul. Sus pe munte, pe pașuni, îngrijăște vitii și de calul lui să spune drumul călânghetii. Iuhu! Mergem repede să vedem dacă s-au fiert chiroștile, hai! Am terminat din pachetat chiroștile și deja am pus câteva turi. Asta e ultima tură pe care o punem la fiert. Încă un pic, că toată lumea e flămândă. Apa s-a colorat de la... s-a fi spart o chiroșcă două și a ieșit brânza cu cartofi și cu ceapa și de aceea apa este colorată. Dar nu e nicio problemă, cu atâta sunt mai bune. Și acum le amestecăm puțin să nu se prindă. Și le lăsăm un pic să fiarbă și apoi le scoatem afară și-s gata. Am scos toate chiroșele, sunt gata. Eu zic să veniți mai aproape să vedeți cât de bine arată. Urmează să pun smântână peste ele, un pic de zahăr și tot înainte. Dragilor, a sosit momentul adevărului. Smântâna s-a topit, zahărul e aici, să gustăm. Este delicioasă! Sper să încercați și voi această rețetă și dacă v-a plăcut, lăsați un comentariu și nu uitați să dați subscribe, să vă abonați canalul meu, pentru că din cămara Angelicăi Fluturi vă vom mai arăta câte ceva. Vă pup și poftă bună!